Bună seara, bine ne-am regăsit în cartierul Ferestrelor Luminate din Cărturești. Așa am tot spus în toată primăvara aceasta, când ne vedeam mai mult pe Zoom, făceam lansări în versiunea video online. Din fericire s-a trecut și la târguri de carte, am intrat în librării, am făcut lansări în librării. Faptul că revenim acum pe Zoom nu înseamnă câtuși de puțin că s-au închis librării, din contră, vrem să vă provocăm, vrem ca această comunicare la distanță să apropie cartea o dată în plus și mai cu seamă acum în această toamnă în care începem aceste lansări în luna în care toată lumea știe, se dă Nobelul, deci în prima joi a fiecărei luni octombrie se dă premiul Nobel pentru literatură. Ei bine, acum 61 de ani, într-o joie lua premiul Nobel un scriitor foarte drag nouă celor care vom vorbi în seara asta. Este vorba de scriitorul Ivo Andrić, care, în afară de faptul că lua pe, zicem, în prima joi a lui octombrie 61 premiul Nobel, mai și împlinea niște ani de zile. Împlinea 69 atunci, acum ar fi împlinit 130 de ani. Mă bucur foarte tare să discutăm despre volumul Poze de familie și alte povestiri cu doamna Octavia Nedel, cu traducătoarea acestei cărți, nu doar acestei cărți. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Este bucuria noastră să publicați la noi această traducere, ca și alte traduceri, o să revenim la acest lucru, și cu vorba lui Mircea Evanescu, prietenul și poetul Robert Șerban, pe care îl salut cu foarte mare drag. Bună seara, Robert! Bună seara, mă bucur să fim alături în jurul unei cărți grozave, care este cartea lui Ivo Andrić. Da, și nu doar această carte, pentru că Ivo Andrić este un autor bine tradus în românește. Dar haideți să începem cu receptarea lui Ivo Andrić cu doamna Octavia Nedel. Vă rog frumos să ne faceți să ne împrieteniți pe Ivo Andrić. Mulțumesc frumos că îmi dați cuvântul și încă o dată mulțumesc pentru invitație dumneavoastră, editurii Cartier, care sunt recunoscătoare, profund recunoscătoare, inclusiv domnului director Gheorghe Rizanu, pentru faptul de a fi avut disponibilitatea de a accepta această traducere și sper și multe, multe altele. Într-adevăr, pe 9 octombrie, haideți să menționăm și data, s-au împlinit, așa cum ați spus, 130 de ani de la nașterea lui Ivo Andrić, născut în 1892, poet, eseist, novelist, romancier, diplomat și, evident, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1961. Este considerat cel mai de seamă, dacă vreți, artist al cuvântului, un gânditor profund, un virtuos al expresiei literare, iar critica sârbească îl denumește, cred că fără exagerare, un Homer al Balcanilor. Nu cred că greșește, este vorba chiar de criticul literar Petar Đagić, unul dintre prestigioșii critici literari sârbi. Din vasta operă a lui Andrić, în limba română s-au tradus 5 romane, ceea ce nu este puțin, aproape integral. Ultimul roman, un roman postum, este vorba de Omer Pasha Latas, publicat, dacă nu mă înșel, acum un an sau acum 2 ani, iar celelalte romane, e vorba de Un pod pe Drina, Cronică din Travnic, Curtea blestemată, Domnișoara și, după cum spuneam, Omer Pasha Latas. Apoi au mai fost traduse un volum de panseuri, de meditații, un gen, să spunem, mai puțin agreat de publicul cititor, dar bine primit, intitulat Semne lângă drum. Și, de ce nu, 3 volume de proză scurtă. Povestea cu elefantul vizirului, povestiri din singurătate și, iată, volumul despre care va fi vorbire în seara asta, Poze de familie și alte povestiri, publicată anul acesta, în 2022. Mă bucur foarte mult că această lansare are loc, măcar să fie așa online. Aș fi vrut poate și fizic, dar poate cu altă ocazie la un alt târg de carte. Trebuie să menționez și mă simt datoare să spun acest lucru, că ideea sau, să zic așa, inițiativa acestei cărți a fost cea a Ambasadei Republicii Serbia din București, deși și voiau într-un fel să marcheze 60 de ani, spun 60 și nu 61 anul acesta, pentru că era vorba de anul trecut, nu de la conferirea Premiului Nobel acordat lui Andrić, pentru, citesc, forța epică cu care și-a zugrăvit motivele și destinele din istoria țării sale. Foarte interesant, Andrić, sigur, a fost
premiat, dar discursul de recepție a avut loc în decembrie și noi asta am fi vrut inițial să sărbătorim 10 decembrie 1961 la Stockholm, când el face o întreagă în alocuțirea sa pe care o intitulează Povestirea și poveștile sau Despre poveste și povestire, așa cum numește el, în care face un adevărat elogiu al literaturilor iugoslave, dintr-o țară mică, între două lumi, al prozei moderne, istorice, menite să dea o întreagă imagine a spațiului din care face parte. Toată opera, dacă vreți, a lui Andrić este un adevărat mozaic, multietnic, multicultural, al Balcanilor, frământat de istorie. Aș menționa că iată, se împlinesc 61 de ani de la conferirea acestui premiu Nobel și, din păcate, este încă singurul scriitor din acest spațiu care a fost premiat. Noi ne așteptăm din an în an să fie ceva mai aproape, inclusiv, să spunem, din zona spațiului românesc, n-a fost încă să fie. Din păcate, repet, este încă singurul, poate pe viitor. Dar rețin în mod special ce ați spus despre literaturile iugoslave la plural, da. Foarte important, și despre mozaicul acesta care se regăsește. O să revenim la acest subiect. Acum vreau să-l trag de limbă pe Robert Șerban, care stă alături de Iugoslavia, de Serbia acum, deci Timișoara este foarte, știu că este foarte legat de spațiul sârbesc. Sunt absolut sigur că l-a descoperit pe Ivo Andrić acum ani de zile, pentru că e un pot peste Drina, este un roman care se citește, zicem, la tinerețe și te prinde imediat, este un autor care prinde imediat. Și cum îl percepe Robert? Adică e scriitor iugoslav, scriitor sârb, pentru că e născut în Bosnia. Deci e o poveste întreagă apropo de acest covor multietnic. Te rog, Robert. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Nedelcu pentru ceea ce face pentru literatura din țările fostei Iugoslavii, pentru că nu doar pe Ivo Andrić l-a tradus, ci și pe Țârnianski și pe Draculici, tradus mari scriitori. Pe Basara, care a și... Care este formidabil, într-adevăr. Un scriitor formidabil. Pe Cârliță ar trebui să-l mai traduceți, doamne. Curios, nu știu dacă a apărut în limba română. Nu. E păcat, pentru că e un mare scriitor. Avem deja o idee, da. Da, de ce nu? E un mare scriitor și e considerat a fi, la ora actuală, considerat cel mai mare scriitor croat, pentru că aici trebuie spus, după ce fosta Iugoslavie s-a rupt, Andrić a avut o situație destul de stranie. Pe el l-au revendicat și croații și sârbii. Croații l-au revendicat pentru că era de acolo și pentru că a scris în limba croată, sârbii pentru că a fost un om care a ținut la ideea de fosta Iugoslavie. Astăzi sârbii, de exemplu, unii dintre ei consideră pe Țârnianski ca fiind un scriitor mai puternic decât Ivo Andrić. Asta contează atât de puțin. Faptul că sunt traduse literaturile vecine e un lucru absolut formidabil. În primul rând trebuie să știi vecinii și vorbim de literatură foarte puternică. De exemplu, poezia sârbă e una dintre poeziile mari ale Europei. O poezie absolut extraordinară și spun asta în cunoștință de cauză. Sunt un om care înțeleg sârb, am știut până în 89, am știut bine sârbește. Eu sunt născut la Turnul Severin și datorez enorm de mult culturii din fosta Iugoslavie, pentru că noi la ei ne uitam. Televizorul meu, al părinților mei, în primul rând funcționa pe Belgrad 1, Beograd 2 și rar au mai intrat și Novi Sad. Eu acolo am văzut mari filme, am văzut discuții, am văzut competiții sportive și, repet, până în 89 ajunsesem să învăț limba sârbă, pentru că ei, comparativ cu bulgarii, îi subtitrau filmele, nu le supratitrau. Și înțelegeam, vorbeam în engleză, îmi dădeam seama care sunt cuvintele. Apoi, toată adolescența mea și nu numai a mea, a generației mele, a însemnat muzică sârbească. Eu am crescut cu Bielo Dugme, cu Bajaga, cu Grupa Iu, cu Novi Fosili, cu Dumnezeule, cu toate, le cam știu, cu Balașević, cu... Ei, cântam muzica lor, dansam pe muzica lor, râfneam să mergem în Serbia. Am fost prima dată în 1982, eram elev de școală generală și norocul meu că mai aveam habar ce se întâmplă la ei. Ei aveau un alt socialism care nu semănă absolut deloc cu cel românesc. La ei găseai de toate. Când am intrat în prima alimentară, într-o comună de peste Dunăre, mergeam spre Zaicer,
am rămas înțepenit și n-am cumpărat nimic pentru că eram uluit de ce vedeam acolo. Era prea mult. Da, da, era, nu, da, era, era într-o lume de basm, o lume ficțională pentru noi care mâncam o banană o zi întreagă pentru că nu găseai decât o dată în an. Ei bine, datorez enorm de mult culturii sârbe și normal că am o apetență deosebită pentru scriitorii de limbă sârbă, iar această carte e cu totul specială, altfel decât romanele lui Ivo Andrić. Primul rând că e o carte de atmosferă și îți dai seama de fapt că ai de a face cu un scriitor care a debutat cu poezie. E atâta intensitate în ce scrie Andrić aici, atâta tensiune în aproape fiecare proză, aproape de nesuportat. E un scriitor deloc comod, e un scriitor deloc ușor de dus. Nu e o carte de vacanță, nu e o carte care să meargă a la lejer, pentru că e o carte scrisă încrâncenat, e o carte în care simți vâna naratorului ce știe să tensioneze fiecare frază. E una mai puternică decât alta. Am încercat să fac un top al preferințelor. Zic că dacă ar fi să vând 3 proze din aceste poze de familie, zic, pe care aș vinde-o. Probabil că cel mai tare și cea mai puternică ar fi acea poveste cu femeia care îl ucide pe cum se cheamă, doamna Nedel, cum scapă acum? Se cheamă trupul respectiv. Așa, trupul. Da. E ceva acolo, e absolut senzațional. Rar am citit un text de proză scurtă mai puternic și mai straniu decât acel trup, decât acea poezie topită și fără să fie poezie, că de fapt trunchiul de om, da, exact. Mari prozatori, da. Mari prozatori știu să fie poezi fără să fie siropoși, fără să aibă metaforită, fără să fie lacși. El scrie atât de apăsat și atât de coerent și atât de tensionat, simți pur și simplu cum se strânge ca un arc la fiecare rând. Asta e un mare scriitor, asta înseamnă să fie un mare scriitor. Mie îmi place, bineînțeles, și în romane, dar faptul că Cartier propune cumva, hai să spunem, nu un as al lui, pentru că el e recunoscut prin trilogia balcanică, nu a lui Andrić, ci propune o carte, hai să spunem, un popă. Nu? Cine joacă cărți știe că asul e cea mai mare carte, popa e carte. Și constați de fapt câtă artă de prozator ține această cărticică în ea și s-ar putea, dacă ar fi să fac o recomandare celor care ne privesc, să înceapă cu asta, apoi să-i citească romanele. Robert, rețin foarte și ridici la fileu exact ce spui tu, pentru că eu mă gândeam, bun, am și scris despre cartea asta, am prezentat-o la Europa Liberă, dar remarcam că, de exemplu, din fiecare novelă se poate naște un roman, inclusiv din acel trunchi de om, care are și aspectul ăsta istoric și e atâta densitate acolo și, cum ziceai tu, este atât de răsucit și ca și cum la fiecare răsucire se apasă, se crește tensiunea. E bine. Dacă îmi permiteți, vreau să mă leg de ultimele dumneavoastră cuvinte. Îi mulțumesc, domnule Șerban, pentru incursiunea pe care a făcut-o și pentru temele pe care le-a deschis, foarte multe de altfel. Și îl salut de la Bănățeancă la Bănățea. Asta ca să ne cam aflat că sunteți de la Tunul Severin. Eu sunt din Timișoara. Banatul de Oltenia, cum ar veni, doamna. Banatul de Oltenia, așa este. Deci să ne întoarcem la Andrić. Deși Andrić este perceput evident ca romancier, este o împotedrină, toată lumea știe, prin excelență, dar nucleul creației lui literar este totuși povestirea. Marile lui, să spunem, epopei sau narațiune epice au luat naștere tocmai din înlănțuirea, din juxtapunerea acestor mici texte. Chiar el spune, și dați-mi voie să citesc, da, mă rog. El spune, eu de fapt niciodată nu am scris cărți, ci texte descusute și risipite care cu timpul s-au înlănțuit în cărți romane sau cărți povestiri. Este și dovada, de pildă, în Eu pot pe grina, ca să ne întoarcem la primul lui roman, așa de renume, care este compus din 24 de capitole. Fiecare capitol poate fi o novelă, poate fi o povestire, poate fi, să spunem, separat perceput sau citit, dar este acel pot, nu, care este, de fapt, personajul central și care înlănțuie. Deci fiecare povestire este o înlănțuire. Cu alte cuvinte, Andrić este totuși un povestitor, este un narator. Și acum să ne întoarcem la volumul nostru, care Andrić a scris peste 100 de povestiri. S-au tradus în limba română cu cele de astăzi, adică din acest volum, 44. Deci mai este loc și de alte traduceri. Aceste
povestiri vin evident să completeze, pe de o parte, opusul mare al povestirilor, extrem de bogat. Pe de altă parte, eu am căutat și am avut prilejul nu doar să-l traduc pe Andrić, am mai tradus un eseu, Convorbiri cu Goya. Dar, pe de altă parte, am avut privilegiul de a selecta. Nu deseori ni se oferă nouă traducătorilor să facem selecția, ni se dă o carte pe care o traducem. Iată că eu am avut această mare șansă de a selecta. Și am avut prilejul, să spunem, sau șansa fie de a selecta tematic, fie din potrivă, eu în mod deliberat am încercat să găsesc teme diferite, pentru că la urmă Bosnia este un mozaic etnic și nu este un monolit. Și de asta povestirile respective, fiecare dintre ele, care cred că sunt o adevărate bijuterie, așa cum ați spus, Andrić fiind un maestru al prozei scurte, iată că aceste povestiri care se citesc, cum ați spus și cred, pe neresuplate, dar eu citindu-le în studenție, cu mult timp înainte, cu câteva zeci de ani înainte, am sesizat cu cât trece timpul mai mult, cu atât Andrić devine mai modern. Îl percep cu totul altfel. Cele 19 povestiri de pildă care sunt reunite cuprind o perioadă largă, 1914 până în 1964. Deci iată un an, deci jumătate de secol, da. Etape ale vieții. Și am ținut neapărat să introduc câteva povestiri care m-au impresionat pe mine ca, eu știu, studentă sau, eu știu, ulterior ca tânăr profesor. În primul rând, am ținut neapărat să fie două povestiri care poate nu sunt cele mai bune, dar care sunt legate de România. Sunt legate de, pentru că, după cum bine știți, Andrić și, în general, să zicem, difuzarea scrierului Andrić în 1962, acea primă traducere, sigur că este legată de conferirea premiului Nobel. Nu putem nega acest lucru, dar pe de altă parte, Andrić pentru români înseamnă mult mai mult. El a avut o perioadă adevărat scurtă, e vorba de în România interbelică, 1921-1922, și aici spun octombrie 21, noiembrie 22, iată, 100 de ani, este și altă aniversare, în care a venit în București, a venit în București înalt, să spunem, funcțional al Consulatului General, al regatului, care la vremea aceea se numea Regatul Sârbilor, al Croaților și al Slovenilor. Deci iată un alt reper aniversar. Perioada asta bucureșteană scurtă, nu putem nega, scurtă, a lăsat puține urme, dar totuși a lăsat. A lăsat o urmă în romanul Omer Pașa Latas și în aceste două povestiri pe care eu am ținut neapărat să le introduc. Este vorba O noapte la Alhambra, e vorba de cabaretul cunoscut și renumit al Bucureștiului interbelic, în care se pare că și Andrić, pe care l-a frecventat, și Pe Vas, o povestire în care este vorba de o călătorie, nu de la Belgrad la Kladovo, nu, și se face referință în România. Vreau să spun că Andrić se întoarce, vine la București în toamnă, foarte dezamăgit că trebuie să vină în România. Vă dați seama, puteți la Roma, nu putem compara Italia acum cu România, este foarte dezamăgit, așteptările lui sunt foarte mici, și cu toate astea este uimit și scrie la un moment dat în corespondența cu o bună prietenă că se străduiește să învețe română, citește foarte mult și spune, citez, "Româna este o limbă ușoară, sigur venea după italiană, și nu este atât de urâtă precum se crede." Zice el, probabil raportată la italiană, la melodicitatea italienei, probabil că româna e considerată. Menționez că a luat lecții de limba română, s-a străduit să învețe limba română de la un scriitor, poate marginalizat sau mai puțin cunoscut, este de origine a română, e vorba de Nicolae Constantin Bațaria, dacă vă spune ceva, da, sigur că da. Nume, care în 1920 se stabilise în România și care este cunoscut fiind creatorul faimosului personaj Haplea, poate că așa îl știu copii, pe vremea când era redactor al revistei Dimineața Copiilor. Când ajunge în București, este octombrie, nu? Deja se fac pregătirile pentru Crăciun și el spune, este foarte surprins, plăcut, surprins,
și spunem, citez, Bucureștiul este un oraș zgomotos și luxos. Atenție, și luxos, de parcă tot timpul a fi Crăciun și sărbătoare. Așa îi percepe el pe români. Așadar, pe lângă cele două povestiri, sigur că am inserat și multe, și multe altele, pe mine m-a impresionat, dumneavoastră ați dat acest titlu, fără îndoială este o excepție, este, dacă vreți, cununa. Și eu consider această povestire cea mai frumoasă, cu o tramă extrem de dramatică în tot peisajul acesta, să spunem, narrativ. Dar pe mine m-a impresionat faptul că Andrić reușește, descriind un fapt banal, oftim, o plimbare, o joacă de copii, reușește, sau, de pildă, pe mine m-a impresionat teribil povestirea, cartea, nu știu ce vă spune, a avut asupra dumneavoastră, pentru mine, deci a fost, dacă vreți, dorința vieții mele ca studentă, să pot să traduc și iată că mi s-a împlinit această dorință. Da, este o povestire de palimpsestă, este de o finețe și cu niște răsturnări atât de spectaculoase, fără să fie, de fapt, fără să aibă o narațiune, cine știe ce... Tocmai pentru că ce se întâmplă, nu se întâmplă mai nimic. Da, pentru că se întâmplă noi înșine. Dar este atât de... E o proză de stare, el are o proză de stare formidabilă, de foarte multe ori epicul aproape că nici nu contează, deși eu sunt un mare iubitor de epic în poveste. Dar la el reușește să... Tocmai asta din tensiunea pe care o instaurează, iar faptul că acel copil trăiește drama... Săracul copil care trebuie să înapoieze la bibliotecă o carte care era fărămițată și imaginează... Și la ce dimensiuni, Robert, și ce dimensiuni capătă dimensiune apocalipse, pur și simplu. Și povestea că te regăsești, am încercat să-mi amintesc în copilărie, aveam tot felul de lucruri, cum sunt aici, poate nu atât de intense cum le trăiește copilul în relație cu cartea, dar aveam spaimele astea, de mai ales că am făcut școală în sistemul comunist, unde dacă luai o notă mică, unde dacă nu spuneai bine cravata, unde dacă dai un răspuns în doi peri, puteai să o pățești și căram cu noi tarele astea ale copilăriei, apoi în adolescență, un fel de spaimă care devine copleșitoare, așa cum e în carte. Că Ivo Andrić asta reușește aici să genereze de la un fapt de nimic o carte pe care o ia copilul de la bibliotecă și se sfărâm. Ce mare lucru! Nu. Ce mare lucru, nu s-a întâmplat nimic. Exact. În contextul în care el scrie, era un mare lucru, era un capăt de lume. Se termina lumea. Copilul își dorește să moară ca să nu mai fie nevoit să dea înapoi cartea respectivă, să o înapoieze, pentru că nu știa ce se întâmplă. Ce va întâmpla. Da, Robert, scuze-te rog că te întrerup, dar nu pot să nu citesc această frază care pe mine m-a obsedat săptămâni în șir. Toată viața ne trătăm apoi de tarele copilăriei și e vorba de copilărie într-un anumit sistem. Pentru că este foarte clar, fie că e vorba de garoafele roșii în care este un sistem de educație, fie că e vorba de vecini, iarăși, sau fie că e vorba de copii. Aș vrea să remarc că intrăm deja nemijlocit în carte. Eu am observat, de exemplu, mai multe texte care se întâmplă în epoși diferite, în regimuri diferite, în țări diferite, pentru că la un moment se redesenează harta Europei, chit că, mă rog, anumite orașe care din Iugoslavia ajung, sau din Austro-Ungarie sau Otomane ajung în Iugoslavia, etc., etc., etc. Deci e, pe de-o parte, și un timp care... Deci aceeași geografie rămânând, dar timpul se schimbă. Dar sunt niște frici care trec dintr-un timp în altul. Adică intră mult mai adânc decât, să zicem, condiționările regimurilor. Pentru că intră în fibra umană, intră în fibra structurii omenești cu toate fricile, cu toate angoastele. Asta mi s-a părut formidabil. Da, el o și explică la un moment dat acolo într-o frază vorbind despre sistemul școlar din Imperiu. Da. Acolo unde elevul e anihilat, orice umbră de reacție lui inițiativă, e anihilată. Or, noi care am trăit în comunismul românesc știm cum era, era exact așa, nu trebuia să ai părerea ta, trebuia să citești întocmai ca în carte, să reproduci rezumatul, mă refer la literatura română, opere exact cum ți spunea profesorul, să nu cumva să sari din cadru pentru că deveneai periculos. Probabil că de asta ne regăsim atât de bine în tipul ăsta de textură a lui Andrić, pentru că am trecut prin lucrurile astea și le cunoaștem, ne sunt la îndemână. Astăzi unui copil care face ce vrea și vorbește la telefon în timpul ăsta, asta îi se pare o tâmpenie, adică cum
cum să arunci cu o floare dintr-o parte în alta când ei joacă de față cu profesorii fotbal acolo în clasă. Da, contează foarte mult contextul. Iar Andrić, într-adevăr, face o frescă acelei lumii stăpânite cumva de un tip de guvernare dur. Eu, apropo, m-am politar. Întrebat și vă întreb pe dumneavoastră, doamnă Octavia Nedelcu, dacă nu cumva numele Ciocărlan al acelui profesor care devine Vasile și nu cumva este... Ba da, da, e Ciocărlan, ba așa da, e. Sigur că da. Deci, în afară de un nati la Hambra și pe Vas, mai este și un Ciocărlan. Deci, care schimbă numele, că nu-i plăcea cum da, suna. Evident, bine. Și asta, apropo, și asta e o poveste întreagă, pentru că, cel puțin la noi, foarte mult și-au rusificat numele și-au ca să se dea bine într-un sistem. Sau unii au fost rusificat, numele rusificat. Și aici e o poveste întreagă. Asta vreau să remarcăm. Unori, prin mici detalii, cum e cazul acelui Ciocărlan, se spune, de fapt, o dramă întreagă. Este o poveste întreagă a unui om. Nu mai vorbesc de exemplu, de formidabil text vecin cu acel tip care își construiește o mitologie întreagă, dar de fapt realitatea este cu totul și în fața lui, femeie săracă rămasă nemăritată, etc., etc. Bun, ceea ce vreau să vă întreb, că ați tot deschis paranteza cu bucuria de a selecta. Deci ați selectat dintr-o operă de, să zicem, 100 de proze, bun, aici evident, sunt 19. Eliminând cele traduse, că da, evident, da, nu avea rost. Și, sigur, încercând să mă încadrez totuși într-o perioadă și ca timp și ca efort, pentru că trebuie să recunosc că, în ciuda experienței pe care o am, confruntarea cu Andrić nu a fost ușoară. Pe lângă, vă spuneam că Andrić nu a avut copii. Și eu cred că acești copii care apar în povestirile lui sunt... copii fără copilărie sunt copii adulți, sunt copii maturi, sunt deja copii care au fost maturizați înainte de vreme. Adică sunt niște, dacă vreți, niște mini adulți. Nu au nimica din copilăria aceea exuberantă, să spunem, a familiilor fericite și așa mai departe. Nici copilăria lui n-a fost fericită, să nu uităm că da, el a fost crescut da, orfan, de mătușă sa. Așa și apoi a fost precoce, m-am uitat puțin la anii debutului, da. Când intrase deja în viață, adică unii nu se dezmeticesc la 16-17 ani, când Andrić deja era în lumea culturală, la 20 de ani era mare, iar la 30 și ceva era membru corespondent al Academiei, adică altfel mergea timpul pe în vremea aceea. M-au impresionat însă și alte povestiri care poate nu se încadrează în tradiția scriturii lui Andrić, pe care nici nu știu cum să le cataloghez. E vorba de Prințul cu ochii triști, La doctor, dacă vă mai duceți aminte, Internul. Da. Deci La doctor este ultima și altă lume, a universul visului, a, să spunem, a irealului, a iluzoriului, ceea ce nu este în să spunem, în chintesența scriturii lui Andrić. Și asta mi s-a părut că poate fi citit într-o cheie chiar modernă, chiar, eu știu, poate postmodernă, dacă puțin forțăm nota. Nu știu cum mi s-a părut dumneavoastră, de pildă, ca cititor. Mie mi s-a părut Prințul Cochitiș un text de o mare rafinament. Nu știu de ce, la un moment mi-a amintit puțin și de Micul Prinț. Adică mi-am pus problema cum s-ar fi simțit Micul Prinț dacă ar fi ajuns la vârsta adultă, de exemplu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, alte repere pe care le-ați dat, de exemplu, la doctor, da, mi-am amintit, da, este ultimul text cu ăla care cu traducătorul. Cu acel domn care, mă rog, era stenodactilograf. Dacă vă aduceți aminte și imaginația lui bogată și care ajunge la Tiatu, nu? Păi, da, și în câteva texte, de fapt, se joacă pe acest dublu registru al realității și a unei imaginații, pentru că și exact. În proza ce, la plimbare, mi se pare, cel care iese la prima da, și derulează tot felul de scenarii, sau copiii care se duc să bată copiii evrei, tot este și o lume proiectată și o lume a realității. Aici vreau să intru iar și puțin poate mai în detaliu. Deci, știm de cele trei orașe care au marcat copilăria, deci Travnik, Sarajevo și Vișegrad, exact. După aceea, cele trei orașe în care s-a format ca intelectual, deci Viena, Varșovia și primul... Zagreb. Zagreb, exact, Zagreb.
putem identifica, zicem, plasa, pentru că uneori nu se numește localitățile în care se întâmplă, dar putem plasa anumite texte, fie la Zagreb, fie la Visegrad. Bun, unele se numesc aceste, pentru că m-am întrebat la un moment dat dacă nu cumva, deci ar trebui să existe și mici indice că lucrurile se întâmplă într-un spațiu sau în alt spațiu. Bun, dincolo de cel cronologic, unde evident, de exemplu, când autobiografii, deja e un alt timp, e vorba de mai încoace. După eu în pot de Drina este clar că este vorba de Visegrad, Cronica din Pranic este clar așa, da, Domnișoara da. Este Belgradul de pildă. Așa, în ceea ce privește Zagrebul, să știți că el se regăsește în poemele lui în proză. E mai puțin în proza, să spunem, sau în romane. Și acum vreau să deschid o altă paranteză, pentru că e legat de Zagreb, privind identitatea lui. Spuneați ce s-a întâmplat, sigur vorbim de o mărire și aparent de o decădere a lui Andrić. Mărirea și decăderea lui Andrić. Pentru că măreția, să zicem, nu mărirea, măreția. Chiar și după moartea lui, Andrić a fost foarte respectat, a fost studiat, s-au scris teze de doctorat, s-au organizat conferințe, chiar în București, în 2017, am organizat o conferință dedicată unui roman. Vreau să vă spun că e interesantă ideea asta de a dedica o întreagă, un întreg simpozion, o întreagă conferință, analize unui singur roman. Deci sunt 45 de cercetători care analizează de-a fi rapăr din toate punctele de vedere. Foarte interesant. Ce roman s-a analizat? Omer Pașalata. Nu. Deci, de-a lungul timpului, în diferite orașe, deci, inițiativa asta îi aparține unui profesor, Branko Toșević, de la Graz, de la Institutul de Statistică din Graz, care organizează an de an asemenea simpozioane și încearcă să urmeze, să spunem, traseul biografic al lui Andrić pe unde orașele, de pildă, a fost la Moscova, acum 2 ani de zile, dar mă rog, a fost pandemia, și a ajuns și la București. La București nu putea să ajungă decât cu acest roman Omer Pașalapas. Da, mă rog, asta a fost o paranteză. S-au scris să există filme documentare despre el, filme artistice. Andrić a apărut și ca personaj literar în creația anumitor scriitori, inclusiv la Basara sau la Savici, de pildă, ca să nu vorbesc de Emir Pusturița și de Andrić Grad, nu? De acel complex, nu știu dacă ați avut ocazia să-l vedeți, îl recomand. Deci este un oraș, un centru cultural, de fapt un complex lângă Visegrad, nu? Intitulat Andrić Grad, unde se organizează tot felul de manifestări culturale dedicate lui Andrić și nu numai. A făcut, scuzați-mă, a făcut Custurița filmul, că anunța că face un film după unul dintre romanele lui Andrić. Da, da, a făcut. După care dintre ele? E un pot pe Drina. Mm-hmm. E un pot pe Drina. Din păcate însă, după, ca să reiau ideea, după anii 90, nu, după ce se destramă Iugoslavia în urma acestui război nefericit, fratricid, la care asistăm din păcate și astăzi, imaginea lui Andrić se deteriorează. De ce se deteriorează? Pentru că după ce apar aceste noi configurații statale, după ce se lămuresc cu partajul lingvistic, pentru că limba oficială era sârbo-croată sau croată-sârbă, pe diploma mea de pildă scrie sârbo-croată, eu sunt licențiată absolventă de sârbo-croată, de asta pot să traduc și pe Slavenka Dracului și pe Dubravka și, mă rog, și scriitorii sârbi. Deci, după ce s-a lămurit, sigur că a venit și rândul scriitorilor, unul mie, altul ție. Ce se întâmplă însă cu Andrić? Toată lumea vroia să apuce trofeul cel mare, și bosniacii, și croații, și sârbii, fiecare având niște argumente. Nu s-a născut în Bosnia, corect. E de confesiune catolic, deci iată, este croat. A trăit o viață și a scris cele mai multe opere, cele mai mari opere la Belgrad și așa mai departe. Deci fiecare are parte. Sigur că sârbii au, și aici dați-mi voie să fiu subiectivă sau nu, sârbii au însă un argument în plus și anume ceva scris de Andrić. Pentru că la supărare, la un moment dat, și fac legătura acum cu Zagreb, în perioada, să spunem, tinereții lui, când a publicat niște poezii într-o antologie de poeți lirici, să spunem, de poezie, în Zagreb, a fost nemulțumit că redactorul croat nu i-a publicat toate poeziile, ci un număr mai mic de poezii și atunci, la supărare, el a spus că niciodată el nu se simte croat. Sârbii a profitat de acest lucru și nu numai. El are, evident, a trăit la Belgrad, a beneficiat, să zicem, de inclusiv multe dintre cărțile lui sunt scrise în alfabet chirilic, să nu uităm. Și acest aspect înseamnă cu acordul lui, deci, cu alte cuvinte, este sârb. Și sârbii spun că este sârb. Deci el s-a considerat iugoslav de limbă sârbo-croată.
Iată că lucrurile însă nu se opresc aici. De pildă, în 2019 apare în limba germană o biografie. S-au mai scris biografii despre Antich. Al unui jurnalist și scriitor care se numește Michael Martens. Sper că nu greșesc pronunția. Și care este nominalizat chiar la târgul de carte de la Leipzig. Sunt, evident că stănește multe controverse, este imediat tradus, imaginați-vă, în bosniacă, în croată și în sârbă, în același an, sau, mă rog, la un an distanță, și stănește din nou valul de polemici, privind această, se spune, această identitate fluidă a lui Antich, care a evitat tot timpul să-și asume foarte deschis această identitate națională. Dar la urma urmei, Antich este atât de mare, el a depășit cu mult granițele, indiferent al cărui stat, el aparține deja culturii universale. Și cred că nici nu are importanță acum ce este și nici nu știu Antich dacă ar fi trăit, ce ar fi spus în aceste condiții. Ceea ce știm însă este că Antich a oferit o lecție. Prin opera lui a oferit o lecție extraordinară, și anume lecția toleranței, lecția încrederii, lecția solidarității umane. Și cred că aceasta ar fi cheia înțelegerii acestui complex, să spunem, al complexității contextului balcanic. Și cred că ar trebui să fie o lecție și pentru cei din jur. Pentru că atâta timp, spune Antich, cât există un pod, e vorba sigur, îl face referire la podul de la Visegrad, încă mai există speranță, încă mai există încredere, încă mai există continuitatea vieții, posibilitatea conviețuirii acestui conglomerat de naționalități. Și cred că este o lecție de umanitate și în final Antich este un umanist. Neorealist, dacă vreți, dar este un umanist în adevăratul sens al cuvântului, este un mare scriitor care aparține la urmă unei literaturii universale. Da, și aș mai atrage atenția că, de fapt, toate popoarele din ex-Iugoslavia îl pot citi fără nicio problemă. Și asta înseamnă că, de fapt, dincolo de, zicem, împărțirea pe, mă rog, statuleții care au apărut post-factum, e, de fapt, și o conștiință a întregului spațiu balcanic, pentru că, în cazul dânsului, toată proza lui este poliformă, tocmai prin faptul că merge fie, zicem, într-o zonă de timp și spațiu otoman, după aceea croat, sârb. Deci nu este doar cu un picior în, zicem, în serbitatea lui, ca să zic așa, și punctum. Aș ruga și pe Robert, pentru că de la el a pornit o idee, vorbea ceva mai înainte, la început, de șansa de a cunoaște literaturile vecine. Eu țin foarte tare la această idee și Cartierul a făcut, cred că, suficiente eforturi până acum să avem importanți scriitori ucraineni, de exemplu. S-am publicat pe Serhii Zadan, pe Iuri Andruhovici. Scriitori sârbi, deci am publicat antologia în două volume a lui Vasco Popo, traducerea regretatului meu prieten și a lui Robert Ioan Flora, la care am ținut foarte tare. Am publicat acum câțiva ani de zile acest Svetislav Basara, la care tot revin, pentru că este unul dintre scriitorii mei preferați și o spun cu toată sinceritatea. Am publicat bulgarul Gheorghe Gospodinov și așa mai departe. Nu o să fac acum un pomel în... Maruk Sehic, că l-a tradus chiar doamna Nedelcu. Exact, da. Și asta... Robert, te rog. Poftim? Vine la Timișoara la festivalul Maruk. Da, păi vine la Timișoara. Deci, asta vreau să zic, că facem un festival și prin ceea ce publicăm, pentru că sigur că este foarte important să-i aducem la festival și m-am bucurat foarte tare, de exemplu, să cunosc persoana pe Gheorghe Gospodin, cu care mi-am înțeles foarte repede și foarte bine, dar putem completa acest puzzle european sau mitul european, dacă vrei, prin acest scriitor foarte important, care sunt, de fapt, cu toții niște umaniști. Pe mine asta m-a fascinat la ei. Această deschidere mult mai largă decât spre un eu național. Robert. Da, ai perfectă dreptate, adică e o literatură a Europei Centrale și, ca să duc metafora podului mai departe, vă reamintesc cum au apărut podurile. Bănuiesc că știți ce spune mitologia. Bunul Dumnezeu s-a odihnit la un moment dat și atunci diavolul a împărțit pământul în fel de insule, de
săpat canale și când și-a dat seama Dumnezeu că oamenii nu mai pot comunica între ei, că nu puteau să ajungă unii la alții, că nu puteau să-și vorbească, că se produsese o ruptură în umanitate, atunci a rugat proprii îngeri să coboare și să facă, să lege acele despărțituri cu propriile aripi. Și primele poduri între oameni au fost făcute de aripile îngerilor. Ei, literatura, un astfel de înger, cred că e, că de fapt ea ne ține la oaltă și ne unește. Literatura care înseamnă în primul rând umanitate. Într-o carte de literatură e topit totul. Și știință, și filozofie, și poezie, și geografie, și istorie. Și mai ales e topit omul. Că de asta unul ca Andrici e atât de puternic și ne place atât de tare și ne emoționează și ne face să fim atât de febrili, tocmai pentru că e un scriitor, exact cum spuneai tu, Emilian, un scriitor în care topește umanitatea și pentru că a crescut și a trăit într-o lume atât de diversă, într-o lume musulmană, într-o lume catolică, într-o lume ortodoxă, a fost la Cracovia, a fost arestat, să nu uităm. Apoi, da, și asta e important, sigur că da. Apoi, în clipa în care Serbia a fost ocupată, el a refuzat să mai publice, a refuzat să facă compromisuri, dar a scris, pentru că toate cele trei romane ale sale au apărut în 1945. N-a vrut să facă niciun fel de pact cu diavolul. Și a contat și asta, într-adevăr, să nu uităm că Tito a ținut enorm de mult la el și Tito la care a ținut toată fosta Iugoslavie. Asta e, pentru că a fost un tip vizionar, a fost un tip libertin, a fost un om care a lăsat cetățenii din fosta Iugoslavie să circule. Când am mers atunci, vă povesteam, în Serbia, treceam prin satele astea sârbești, Kladovo, Negotin, și vedeam, știți cum arăta un sat în 1982 sârbesc? Avea fiecare casă însemna o vilă, deci era o casă cu parter și etaj, avea o antenă parabolică, în dreapta casei sau în stânga era o mașină mică, de regulă un Yugo, și în stânga un tractor. Deci așa arăta, era ceva halucinant. Și fiecare comună amărâtă avea cel puțin o bază sportivă, bineînțeles teren de basket, unde atârnau plasele. Noi ne uitam, eu am jucat basket și am jucat inclusiv cu ei. La noi n-avea, la noi și în sala de sport profesorul punea plasa și o dădea jos ca nu cumva să se rupă. Noi aveam afară plasă de lansate. Eu nici la oraș n-aveam așa ceva. Era o lume total diferită. Mi-amintesc, Dumnezeu să ierte, Ileana Ursu, o poetă minunată, și ea și da, soțul său, traducători amândoi de Mila Nenadici. Exact. Care au murit absolut îngrozitor, amândoi au murit asfixiați în propria casă. Îmi povestea chiar ea, prin 84, 85, 86, când ieșea în Novi Sad, și dacă mă prindea ploaia, zice, eu nu cumpăram umbrelă, eu îmi cumpăram încă un parpalac, încă un pardesiu, atât de bine o duceau. Ca să ajung apoi în timpul războiului, mi-a povestit și am și scris lucrul ăsta, zice, furam, căutam chiștoacele de pe stradă, și ăsta a fost și titlul articolului pe care am scris despre ei, am fumat Biblia până la Noul Testament. Ce făceau săracii? Scoteau din puneau în foiță de Biblie, că era o foiță bună, da, și când am ajuns la Noul Testament a fost frică și ne-am oprit. Apropo, de ce înseamnă o lume atât între extreme. De asta și literatura din fosta Iugoslavie atât de puternică, pentru că au trăit niște drame îngrozitoare, drama războiului din anii 90. Acum, au fost voci intelectuale de anvergura lui Ivo Andrić care și-au asumat asta. Și poate spre asta aducem spre încheierea acestui dialog, ca să lăsăm timp să meargă urgent la librării, pentru că noi, de exemplu, până la 10 lucrează Cărturește să punem mâna pe carte. Spunea, a trăgea atenția Robert, că în timpul războiului, într-adevăr, s-a retras, nu a colaborat, a avut un refuz al regimului și a scris acele romane, apărute toate în 45. Haideți să vorbim puțin despre umanistul, s-a spus, intelectualul de rezistență, Ivo Andrić. Vă rog frumos, doamne Nedelcu. Ceea ce poate nu s-a spus sau s-a subliniat prea puțin a fost și ipostaza lui de diplomat. El deci a urcat toate treptele, ajungând până la să spunem, postura de ambasador. Și a avut marea neșansă ca scrisorile de acreditare să le emâneze inclusiv lui Hitler. Deci a fost marea lui neșansă. În 38, parcă, nu? În 38. În 38.
Și evident, fără să știe ce se va întâmpla, dar cred că și acest aspect l-a marcat foarte, foarte mult, pentru că ulterior a apărut așa o neînțelegere între guvernul, să spunem, din Serbia, de fapt regat. Și el, în sfârșit, anumite neînțelegeri, a fost și arestat la un moment dat cu diplomații, și el din acel moment el refuză orice angajament politic. Este pensionat sau cere să fie pensionat, dar refuză pensia și trăiește în niște condiții foarte modeste, cu chirie la un prieten avocat, pe toată perioada războiului, în care pur și simplu refuză orice contact, orice editură să publice, să reediteze și așa mai departe, și pur și simplu acesta este modalitatea lui, să spunem, de rezistență extraordinară. Sigur, putea să fie cu totul alt sfârșitul, sau mă rog, să aibă o altă ieșire, dar faptul că lumea când citește că în 1945 au apărut trei cărți. Nu au apărut trei cărți, pe toată perioada războiului au fost publicate toate aceste cărți. Aceasta este modalitatea lui și un om foarte precaut, pentru că trecut prin viață și dându-și seama că istoria se învârte, nu? Și se pot întâmpla multe lucruri, foarte, foarte reținut, foarte chibzuit, chiar și în prieteniile pe care le-a avut. El a fost bun prieten, l-ați pomenit, pe Miloș Cernianschi. Miloș Cernianschi fiind însă de cu totul altă factură, mult mai exuberant așa ca personaj, dar bun prieten, și în permanență Miloș Cernianschi se simțea ca un brocat, cel de-al doilea. Sigur că acum sârbii îl înalță pe Miloș Cernianschi. Eu în continuare cred că totuși Andrić este mai bun decât Miloș Cernianschi ca valoare, sau poate cel puțin egal, dar sub nicio formă nu ar fi Miloș Cernianschi. Dar Miloș Cernianschi nu are probleme de identitate, așadar asta este. Și aș mai vrea încă un amănunt să spun. Spuneați că, referitor la podul pe care l-ați pomenit, metaforic vorbind, o bună prietenă de-a mea spune că prima meserie, să nu vă gândiți care este cea mai veche meserie, este cea de tălmaci, de traducător. Și vreau acum să vorbesc despre ideea de traducere și să mulțumesc că domnului Elizano, pentru că pentru prima oară în cariera mea de traducător s-a întâmplat ca pe copertă să figureze numele. Unde obște numele traducătorului este pagina de gardă, ceva atât de mic încât îți trebuie o lupă ca să citești. Sigur, păstrând proporțiile, nu ne comparăm acum cu autorii pe care îi traducem, dar totuși, fără contribuția traducătorilor, să spunem, receptarea marilor autorilor nu ar fi posibilă. E un principiu al editurii Cartier de a pune numele traducătorilor pe copertă. Pot să vă spun din culisele, mă rog, editurii, că suntem foarte selectivi la traducători și am lucrat și continuăm să lucrăm cu cei mai buni pentru fiecare limbă. Ce s-a tradus anul din franceză, din engleză, din sârbă acum, din germană. Și mi se pare o chestie foarte principială, pentru că la un moment dat devii cu autorul acestei cărți prin traducere și poți foarte bine să pui o carte pe butuci printr-o traducere aproximativă și din potrivă să o pui în valoare. Și ceea ce m-a fascinat, și asta cred că v-am spus atunci la târgul de carte la Gaudeamus, după lectura Mărirea și decăderea bolii Parkinson. Nu știam de acest autor, Svetislav Basară, dar traducerea mi l-a făcut... Eu am avut senzația că am citit un autor român, adică mi s-a părut atât de firească, atât de bine a sunat, încât și e o mare performanță să traduci, zicem, autor, dar să împământenești niște cărți și ele să devină, de fapt, un fenomen al literaturii române. Eu cred că, și o să deschid o listă mai mare, de exemplu, prin felul în care a fost tradus Leagănul Respirației de Herta Müller, Leagănul Respirației este un roman al literaturii române. Așa se poate spune. Bun, sigur că știm că este Ivo Andrić, este aparține literaturii iugoslave, dar este atât de sună atât de bine românește, încât face parte de așa. Și sper foarte tare, și apropo, și asta poate ar fi o provocare. Felul în care autori de genul acesta veniți din orizonturi nu foarte îndepărtate, oarecum apropiate, chiar dacă, zicem, înțeleg pe Robert, care era foarte șocat când vedea pentru prima oară Iugoslavia. Deci, poate că și autori de genul acesta ar putea influența, așa, zicem, ca între vecini, literatura românească, pentru că eu cred foarte mult în aceste vase comunicante, mai cu seamă când e vorba de acest spațiu oarecum comun, în care...
ne uităm, ne citim reciproc, să nu uităm că Nichita Stănescu, de exemplu, a fost foarte bine receptat în Iugoslavia, este un adevărat cult al lui Nichita Stănescu și a luat premiul. Mai bine decât în România. Exact, și a luat premiul cu luna de aur, care este un fel de echivalent Nobel pentru poezie. Și a avut și să nu uităm și acea carte Belgradul 5 prieteni, apropo de Nichita Stănescu. Și bun, îl cunosc pe Adam Pustolici, care și acum vorbește cu atâta căldură despre Nichita. Adam. Asta mi se pare extraordinar, pentru că noi și noi traducători, și iertați-mă, dar mă pun și eu pe listă, pentru că am tot și eu mulțumit de cărți din franceză, facem aceste poduri, pornind de la metafora lui Robert. Nu știu dacă suntem îngeri sau demoni, sau și alt răspuns, putem fi și îngeri și putem fi, da, pe bune, putem fi și îngeri și demonii unui scriitor, în funcție de cum traducem o carte, adică facem ca această carte să treacă frumos dintr-o limbă în alta sau din potrivă, o facem așa, o punem ca o cărămidă în... Asta este. Bucuria mea a fost ca, grație unui autor, să descoper, bine, să descoper o traducătoare cu care sperăm să lucrăm și de acum înainte, să descoper câțiva autori și acel, deci scapă numele, care va veni acum la Timișoara, la Bookfest. Paruc. Paruc, exact. Și mai cu seamă să descopere un alt Ivo Andrić, pentru că sigur că îl citisem în marele lui roman, e bine, chiar dacă la o primă lectură era clar că citesc o versiune, o traducere dintr-o traducere, e vorba de un pot, Petrina, deci tradus de Joe Naum din franceză, a avea acces direct la o proză de felul acesta, unde există ceea ce remarca și Robert, acea tensiune care există în marile poeme, pentru că el are pasaj, nu pot să arăt ce nu am suficientă lumină, dar să vedeți câte subliniere am făcut și aproape că cum făcea Nichita Stănescu cu niște proze care le punea pe vers, suna ca niște poeme. Sunt o mulțime de pasaje care au tensiunea de poezie, adică felul în care interacționează cuvintele creează o mai mult decât poveste. Asta este. E și o anumită descărcare emoțională care vine din marea poezie. Haideți să încheiem și o să încep acum de la Robert și o să ajungem la doamna Nedelcu. Haideți să încheiem prin nu închidem carte, dar să zicem ce am pune fiecare din noi. Bine, este aici, sunt câteva citate din câteva reviste importante, dar ce am pune noi pe coperta a patra ca omul, odată uitându-se în coace, să vrea să deschidă cartea de la pagina întâi. Robert, te rog. E greu să alegi ceva, pentru că doamna Nedelcu a avut această șansă să facă un puzzle din ce a plăcut. Adică și atât de variat și tematic, dar și chiar și stilistic. Ce mi-a plăcut foarte mult și cred că ăsta a fost numitorul comun al aproape tuturor prozelor, pentru care, de exemplu, le-ați ales prozele care au și subiect românesc, sunt poate cele mai puțin aproape de ce îmi place mie. Așa. Însă toate aceste texte de care spuneau au un tip de încărcătură, de greutate din asta care te copleșește. Au acea atmosferă grea, păsătoare, pe care o are o proză foarte bună. Proza bună e complicată, proza bună te cocoșează, proza bună te ține cu ochii acolo, nu ține să dai pagina, ci vrei să vezi, vrei să o simți, nu te saturi de ea. Proza bună te istovește după ce ai terminat cartea. Iar Andrić, în cartea asta, e un prozator dens, de fapt ăsta e cuvântul, are un tip de densitate pe care nu o întâlnești decât la mari scriitori. Și mare lucru, exact cum spunea Joana Nedelcu, să alegi ce îți place ție și să faci și un fel de geografie a textelor sale. Să arăți că se poate și așa, că se poate și așa, că se poate și un bazm, cum e Prințul cu ochii triși, care mi-a plăcut enorm de mult, enorm. Ai o poveste din Șeherezada. Acolo, nu văd că e vorba de un prinț, dar e și foarte scurt, are 4 pagini, e de o frumusețe absolut formidabil și nu seamănă, iată, pentru că el e totuși un prozator ancorat în realitate. El e un prozator al faptului comun, al faptului divers, pe care îl ridică la un fapt major. De fapt, el face din mic mare. Asta e de fapt, cred, dintr-o chestie absolut banală, face din ea o chestie decisivă în viața unui om, cum e cartea în viața acelui copil.
Mă bucur tare mult că cartierul promovează și mă bucur foarte mult că publicați literatură, nu doar literatură sârbă, sunt câteva cărți pe care le-ați publicat. Literatura sârbă, spuneam, o literatură formidabilă. O să fiu la sfârșitul lunii la Belgrad, unde România, trebuie să vă spun, e țară invitată la Târgul Internațional de Carte de la Belgrad. Și sunt foarte bucuros, mi-apare și mie o carte de poezie în limba sârbă, tradus de un poet biling, Slavomir Gozdenović. Așa că abia aștept să merg în Belgrad și să-mi văd prietenii. Poate, doamna Nedelcu, poate ne vedem acolo, cine știe. Vreau să vă spun că cunosc pe de rost programul Târgului pe care l-am tradus cu mare plăcere, toate notele biografice ale scriitorilor, deci știu absolut tot și despre dumneavoastră inclusiv, deci în ceea ce privește Târgul de Carte. Evident că sunt și eu recunoscătoare editurii și mă gândesc că ar fi bine să continue pe această linie. Andrić este printre puținii scriitori din literatura, să spunem, iugoslavă, sârbească, cum doriți, care a fost retradus, adică reeditat. Rare ori se întâmplă. Și asta cred că e un alt argument al măreției și al valorii operei lui Andrić, pentru că o reeditare nu se face la întâmplare. Înseamnă că care valoare. Apoi, aș vrea să mai spun încă ceva foarte, foarte scurt. Andrić spunea la un moment dat, că spunea să încheiem cu un citat sau cu... Mi-e greu să spun ce povestire mi-a plăcut, aș opta pentru cartea. Asta mi-a rămas mie pe suflet. Fiecare dintre aceste povestiri sunt adevărate bijuterii și cred că pot figura în orice antologie de proză scurtă universală, fără niciun fel de jenă și fără niciun fel de probleme. Aș vrea doar atâta să închei și să spun că Andrić spunea la un moment dat: după moartea mea puteți cerceta și ceea ce am fost și ceea ce am scris. Însă atâta timp cât sunt în viață, mărginiți-vă la aceasta din urmă. Adică la operă. Cu alte cuvinte, noi trebuie de fapt să analizăm opera. Opera a rămas după Andrić. Ea este o operă universală care a traversat și a depășit granițele naționale, că se numește Bosnia, că se numește Croația sau se numește Sârbia, aparține de fapt prin traducerea aparține chiar patrimoniului, aș putea să spun, a literaturii române, dacă îmi permite să nu fiu modestă. Exact asta s-a întâmplat. Cred că această carte face parte deja din literatura română, pentru că sună foarte bine românește și pentru că și în acest sens, eu, de exemplu, pe coperta aș pune aproape la întâmplare orice fragment din carta, pentru că este bine ca o carte să înceapă cu foaie de titlu, dar să se încheie cu cartea, să facă trimitere la alte carte. Eu sper că, sper este puțin spus, vreau foarte tare ca să descoperim alți autori, s-au spus câteva nume deja și câteva mă interesează la modul foarte real. Este foarte bine că am revenit de la formatul Zoom și la târguri de carte și la lansări de carte. Sper să avem și cel puțin la Gaudeamu să ne vedem și poate cine știe să ajungem și la alți autori care urmează să fie traduși. Pe moment vă sunt foarte recunoscător pentru că am construit și noi, iată, un pod, nu pe Drina, dar între culturi și acum exact asta am făcut în acest dialog al nostru. Sper să ne urmăriți și cu ocazia altor lansări deja pe post de ascultătoare și, mă rog, om al cărții. Noi vom ține ritmul săptămânal în fiecare luni seara. O să vă dau întâlnire aici, începând cu ora 19:30, pentru o serie de lansări. Niciodată nu se încheie o carte, pentru că vin altele la rând. Mulțumesc foarte tare și o seară bună de acum înainte. Mulțumesc tare mult! Seară bună! Seară bună!